Am revenit, doamnelor și domnilor, în a doua parte a emisiunii noastre și discutăm despre șansele lui Vladimir Putin să fie tras la răspundere pentru ce se întâmplă în acest moment în Ucraina. Poate fi acuzat de crime de război? Aceasta este o întrebare foarte importantă. L-am invitat pe domnul Dan Voinea, procuror, să ne explice în ce condiții ar putea fi tras la răspundere Vladimir Putin. Da, este o mică istorie a crimelor de război. Ele au fost definite ca și crime de război, au infracțiuni de război, cum sunt definite la noi în codul penal, după al doilea război mondial, mai precis în 1945, când, după ce s-a semnat Carta de la Londra, s-a făcut o conferință la Haga, în care au fost evaluate atunci tot dezastrul făcut în al doilea război mondial de ambele părți. Și au fost considerate crime de război toate acele fapte care, pe timpul unui conflict armat de război între state, se încalcă regulile de purtare a războiului. Există niște reguli de purtare a războiului, adică nu poți să omori la infinit, să rănești la infinit, să distrugi la infinit, să iei prizonier la infinit. Există niște reguli de purtare a războiului. Și domnul colonel știe foarte bine că aceste reguli, cred toți militarii în ele, și atunci e bine să fie respectate dacă este război. Însă, dar care ar fi acele reguli? Adică când am putea considera acest război încheiat? Păi de asta s-a simțit nevoia unei reglementări. S-a simțit nevoia unei protecții a societății civile, a civililor. De aici s-a plecat și s-a ajuns la concluzia că, pe lângă infracțiuni contra umanității, care există și infracțiuni de război și sunt ele enumerate, sunt cinci situații enumerate care ar fi considerate crime de război. Eu vă fac așa câteva exemple. Atacarea tuturor obiectivelor civile care nu sunt ținte militare. Obiective civile, atacarea comunelor, a orașelor, nenarmate, care nu sunt ținte militare. Da, să arătăm niște imagini cu blocurile atacarea spitalelor, atacarea mijloacelor de transport umanitare, atacarea personalului care vine să sprijine ajutorul umanitar. Deci, în general, atacarea tuturor obiectivelor civile intră aici. Ori în Ucraina vedem exemple nenumărate de comune, sate și orașe devastate prin bombardament, blocuri întregi bombardate cu toate că în ele nu se găseau decât locale și civili. Uitați-vă la aceste imagini. Ar putea să fie lămuritoare pentru judecătorii de acolo? Deci, în urmă cu trei zile, procurorul general al Curții Penale Internaționale de la Haga, este vorba de domnul Karim Khan, a hotărât și chiar a ținut o conferință de presă cu ziariștii, a spus că se grăbește să trimită în Ucraina, și a trimis deja o echipă care să evalueze, să se documenteze cu ceea ce s-a întâmplat acolo, cu privire la distrugerile făcute în Ucraina, tocmai pentru ca să facă o caracterizare acestor atacuri nejustificate militare făcute de ruși. Se poate apăra cu acele culoare umanitare? Știți că s-au pus la punct? Bine, nu s-a respectat nici atacarea astăzi. Atacarea culoarelor acesta face parte din categoria elementelor ce constituie o infracțiune de război. Sigur că... Bun, și cum s-ar pune în practică, domnule procuror, chestiunea aceasta? Dacă se face un dosar, trebuie Putin și generalii lui audiați, aduși în baza procurorilor? Noi avem exemple în trecutul apropiat. A fost în Iugoslavia războiul și atunci procurorul general, care era Carla Del Ponte, a instrumentat un dosar de crime de infracțiuni de război împotriva celor care au declanșat și s-au făcut vinovați chiar și de genocid acolo, a fost urmă în Iugoslavia.
Au ajuns la condamnări, au da, fost aici ar putea arestați. Fi, aici ar putea fi vorba de genocid, având în vedere că au murit oameni, având în vedere că milioane de oameni au fost nevoiți să-și părăsească genocidul casele. Genocidul are un element mai sensibil atunci când se urmărește prin atacurile militare înlăturarea unui grup, asasinarea unui grup, unui popor. Adică e o intenție. Sigur, când are în intenție. Intenția aici la Ucraina este de ocupare a Ucrainei. Însă, această ocupare violentă a Ucrainei a determinat un exod al populației. A plecat populația din țară. Și acest fenomen intră la crimele de război. Dar înfometarea propriei națiuni, cum se prevede, din cauza sancțiunilor? Toate activitățile militare care provoacă suferințe fizice sau psihice unei populații civile face parte din aceste infracțiuni de război. Am o întrebare punctuală. E foarte interesant ce a spus și vă mulțumesc. Dar propaganda rusă a lansat, e adevărat că în România nu s-a scris, dar asta este adevărul. Deci propaganda rusă a spus, nu noi am bombardat centrala nucleară. Și au spus că au probe. Eu nu știu dacă au probe, dar dacă acești judecători s-au dus să verifice ce s-a întâmplat și partea rusă zice, nu noi, cum se poate stabili cine a bombardat? Se poate stabili după elementele de muniție care se pot recolta la fața locului. Pentru că rămâne acolo la fața locului racheta cu care a fost bombardată, nu știu, și se poate identifica proiectilul, cui aparține proiectilul. Asta, deci există o amprentă. Acum, dacă se face anchetă, acum, dacă mai trec câteva luni... Pentru orice tip de proiectil există o amprentă care poate fi imediat îndosariată și stabilit cui aparține. Nu este greu de făcut o cercetare la fața locului, dar exemplul dat de dumneavoastră este și ăsta un element, pentru că tot la infracțiunile astea de război intră distrugerea mediului înconjurător prin acțiuni militare nejustificate. Faptul că ataci o centrală nucleară care poate aduce prejudicii mediului nu numai din Ucraina, din întreaga lume, cum am avut cazul Cernobâl, unde, mă rog, n-a fost o acțiune militară, dar de data aceasta incendiu provocat acolo, chiar dacă n-a fost pe reactor, n-au nimerit ei bine, dar acolo s-a întâmplat. Deci e tentativă, chiar dacă nu... Și tentativa se pedepsește. Okay. Totuși să facem distinția între arma nucleară și o centrală nucleară. Da. Că sunt două lucruri complet diferite. Da, dar ultimul, de exemplu, articolul 400 la infracțiunile acestea de război, 446 cred, spune că și folosirea substanțelor otrăvitoare, folosirea substanțelor toxice, a radiațiilor. Intră la arme chimice. Intră, sigur că da, intră tot aici. Sigur că. Ori, din deci, moment din ce echipa vedere, aceasta constată... Se întrunesc toate se face o cercetare la fața locului, se stabilește pe baza unor mijloace de probă pe care le culeg din teritoriul acest specialiști care s-au dus acolo. Spune domnul Zelenski, dar știți cum e, că și în justiție, dacă vrei să-ți ajuți un prieten, e bine să dai impresia că te ceri cu el, că ți-e dușman, că altfel ajungi la ceva. Adică, cum poți să spui că nu te ajută NATO când NATO i-a trimis armament, i-au trimis oameni, i-au trimis, s-au plecat numai din Anglia... au zis că nu-s de la NATO, dar se duc toți care au luptat prin Afganistan, trebuie să au dus acolo, sunt lunetiști, sunt oameni despre cei care știu să monteze o bombă. Da, să... nu sunt ai NATO, sunt voluntari, vă rog, doamne, voluntari, dar tot din țările astea vine, adică toți am sărit în ajutorul lor, adică nu poate, dar lăsăm vorba lui domn profesor să spună, e necăjit, îl înțelegem. Și să dea un semnal de solidaritate. Mai o interogație cu ucrainienii, cu poporul ucrainian, nu cu NATO. Domnul general, mai am o întrebare punctuală. Rușii au folosit arma termobarică, cea care videază și generează arderea corpului uman. N-au mai rămas acolo urme, pentru că când este folosită o asemenea armă, totul devine ca o foiță de staniol. Dar imaginile, asta e întrebarea mea,
imaginile cu lovitura respectivă constituie probă în tribunal, în instanță? Da. Deci orice probă recoltată la fața locului e pusă la dosar. Este, devine mijloc de probă. De ce este mijloc de probă? Că de fapt aia e proba culesă de la fața locului, nu te duci cu incendiu sau cu clădirea sau cu tancul acolo. Te duci cu o planșă fotografică. O pui la dosar. De-aia e mijlocul prin care proba respectivă ajunge dar la dosar. Dar folosirea incineratoarelor mobile, asta ar putea să fie iarăși o chestiune. Am văzut niște imagini că Putin a trimis în Ucraina incineratoare mobile. Dar înțeleg că alea erau pentru proprii soldați, pentru a nu lăsa pentru proprii soldați, dar și astea sunt niște acțiuni groaznice. Adică oamenii ăia n-au dreptul să fie mormântați. E o indecență condamnabilă. E ceva oribil. Este distrugerea cadavrelor. Este un element la genocid. Când distrugi cadavrele, dar depinde ale cui sunt. Dacă le are numai pe ale soldaților lor. Și care au semnat în prealabil ei și familiile lor o notă de consimțământ, da, în caz de. Avem și elemente de genocid, dar trebuie probate. Bun, acolo. Vreau să-l întreb pe domnul colonel, în situația în care sunt trimise astfel de mici facțiuni militare să ajute Ucraina, asta nu poate fi considerată ca o acțiune ofensivă? Ca o... Ba da, dar în plus ei nu vor beneficia de statutul de prizonier de război. Pentru că nu vor avea însemnele armatei ucrainiene, deoarece nu sunt parte a armatei ucrainiene. Și atunci sunt în pericol de a fi executați cum a fost executat membrul delegației ucrainene, dovedit ca trădător de țară. I-a luat, i-a dezarmat, i-a împușcat. Din perspectiva NATO nu poate fi considerată ca o ofensivă, ca o acțiune? Din perspectiva Kievului, a Moscovei și a Bruxellesului, este clar că trimiterea de cetățeni europeni care vor din proprie voință să lupte împotriva Federației Ruse este o chestiune ofensivă. Este o acțiune ofensivă. Însă aici, dacă îmi permiteți totuși un minut, suntem în fața unui fenomen militar și a unor ordine militare criminale. Ei sunt în flagrant, Putin în flagrant delict, cum se spune, păi dacă este în flagrant prins că ucide și dă și ceilalți execută ordinul și ucid, ce-ți rămâne de făcut? Că nu mai stai să judeci. Bine, dar e un conflict armat, poți să-l execuți. Adică se poate trece la o represiune direct împotriva lui. Pe baza hotărârii judecătorești. Nu mai când este vorba de un flagrant. Logica războiului. Deci se poate totuși, dacă vor să facă, să împiedice vărsarea de sânge din Ucraina, se poate interveni. Adică pentru să-l licideze pe Putin? Nu atât pe el, ca să împiedică vărsarea de sânge din Ucraina. Există modalități și juridice, și dreptul internațional permite lucrul ăsta. Adică nu mă duc neapărat să-l bat pe careva acolo. Mă duc să apăr. Nu mă duc să-l bat pe rus, mă duc să-l apăr pe ucraineni. Să-i apăr, să împiedic vărsarea de sânge în continuare, pe urmă are loc un dialog, au loc negocieri. Dar aici și Zelenski are dreptate, adică vă mă mai lăsați mult singur. Aici omul e disperat. Adică da, e de înțeles această reacție. Domnule profesor, vedeți posibil ca acest om să fie adus în fața instanțelor? Eu sunt foarte îngrijorat de ceea ce poate urma, pentru că nu știu dacă toată lumea care ne urmărește e la curent cu conceptul ăsta american, punctul fără întoarcere, the no return point. Este împrumutat din navigație atunci când o embarcațiune merge pe un fluviu care se termină într-o cascadă. Există un punct de la care nu te mai poți întoarce. Dacă îl depășești, te duci în mod fatal în prăpastie. Te duci odată cu cascada. Trebuie și e marcat pe ambele părți ale râului respectiv cu vopsea, cu semnale foarte serioase, luminoase.
acustice, să nu treci de punctul ăla, pentru că nu te mai poți întoarce. Da, a fost avertizat Putin. Păi, aia, mie teamă că Putin a trecut de punctul ăla și va reacționa ca o fiară încolțită, va face ravage în jur. Pentru că o fiară încolțită nu mai stă să gândească, devine irațională și îi trage și pe alții după ea. Semnal dat de el că dă alertă în sistemul de armament nuclear. Pe urmă, declarația acelui propagandist important al lui Putin, care conduce o emisiune de televiziune la Rusia Pervâi, la Rusia 1, principalul canal de știri din Rusia, și care a spus așa: la ce ar fi bună, la ce ne-ar trebui o lume în care Rusia n-ar mai exista? Subtextul este că după noi potopul. Dacă Rusia este amenințată în existența ei, deși asta e o legendă, nimeni nu amenință existența Rusiei. Ca stat, acum economic ar putea fi amenințată. Păi, da, e amenințată economic. Păi una e să se răcești și alta e să dispar. Deci ei vin cu o presupoziție care nu s-a formulat niciodată de către nimeni. Dispariția Rusiei. Nimeni nu vrea. Ei vor să, ca Ucraina, să dispară ca stat. Însă dispariția Rusiei n-a fost discutat nimeni. Dar o bagă observația așa pe sub ușă, la ce ne-ar mai trebui o lume în care Rusia să nu existe. Deci mai bine piară lumea cum e aia. Să piară toată lumea. Să fie justiție pereat mundul. Da? Domnule colonel, poate fi Putin tras la răspundere în aceste condiții? Sau va merge până la capăt, va rupe Ucraina, va face Republica Federală în vestul Ucrainei, cum am citit mai devreme, informații de la Serviciul Ucrainean de Securitate. Asta plănuiesc, exact cum ne-a spus dumneavoastră, federalizarea și împărțirea Ucrainei. Eu am ascultat cu interes ce a spus domnul general și chiar sunt lucruri demne de reținut pentru opinia publică românească, dar chiar și dacă se ajunge la o sentință în ce-l privește, atâta timp cât va fi în granițele Federației Ruse, nu-l va aresta nimeni. E adevărat că în urma unei asemenea decizii e de văzut ce drumuri și vizite va mai face în străinătate, unde în afară de garda de corp, de agenții secreți, nu-l mai ferește nimeni de consecințele unei asemenea decizii. Să nu ne îmbătăm cu apă rece. Putin vrea totul și îl vrea acum, pentru că simte că nisipul din propria sa crepsire geopolitică se scurge. Cineva trebuie să-l stopească, să-l oprească și cred că s-ar putea să fie bună inițiativa celor de la Uniunea Europeană să fie solicitată China ca mediator din două motive. China are relații foarte bune, cel puțin la nivelul politic declarat cu Moscova, și doi, China are o forță. China are o forță demografică care depășește forța demografică a Uniunii Sovietice. În plus, China, chiar dacă zâmbește Xi Jinping, nu uită diferendul teritorial cu Rusia și nu uită faptul că în Siberia, în mod pașnic, peste 1.300.000 de chinezi și-au luat frumos soțiile, copiii, au trecut granița, s-au stabilit într-un teritoriu de care au fugit rușii și ei practic controlează acolo. Sigur, cu administrație supusă Federației Ruse, dar practic au ocupat sudul zonei acelea din Federația Rusă. Da, e interesant ce a zis domnul general, dar atâta timp cât în jurul lui Putin sunt loialiștii lui, e greu de adus la îndeplinire. Da. Numai dacă vor loialiștii să... Exact, corect. Asta speră multă lume. Mă rog, chiar și un reprezentant american a scos porumbelul și, mă rog, a fost corectat că nu se dorește schimbare de regim la Kremlin. Zisese ceva de genul că ar putea să fie lichidat domnul Putin, ca să nu mai avem atâta vărsare de sânge. Știu că vreți să faceți, domnule Dumitru, o referire la firmele, pentru că am vorbit mai devreme despre războiul hibrid, care e poate la fel de important ca acesta convențional. Vă rog. Da, voiam să fac o precizare. Ucraina este o țară unde se externalizează foarte mult producerea de software, IT. Ucraina este un furnizor de IT extrem de important și una din 5 companii americane mari are externalizate aceste servicii de IT în Ucraina. Din mai multe motive. Ucrainienii sunt, la fel ca și românii, foarte buni la IT. În schimb, nefiind în Uniunea Europeană, și au o reducere de cost. Deci este un centru de cost și un centru de furnizare de servicii software.
Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că softurile importante ale companiilor americane și nu doar americane sunt produse în Ucraina. Asta înseamnă că dacă sunt atacate aceste companii și le sunt extrase codurile sursă ale acestor softuri, ale acestor aplicații, foarte ușor se pot infecta din faza de producție și ulterior când ajung din faza de testare și de dezvoltare și când ajung în zona de producție să fie exploatate aceste vulnerabilități. Și s-au văzut astfel de atacuri. A fost atacată o companie denumită SolarWinds, care era menită să protejeze, era chiar o companie de securitate cibernetică, unde majoritatea companiilor, chiar și instituții guvernamentale, foloseau software-ul produs de SolarWinds și bucată bună din el era produs în Ucraina. Și se știe că a fost exploatat și așa s-a obținut acces în aceste companii. Deci este și acesta un element important. Și o altă precizare pe care voiam să o fac este că cu 10-15 zile înainte de invazia terestră, înainte de invazia militară, Ucraina a suferit un atac cibernetic destul de important de tip data wiper, adică a fost trimis un virus sofisticat care probabil era de mult timp infiltrat în sistemele informatice ale Ucrainei și s-a detonat la comanda acestora chiar în ziua în care au intrat rușii, au intrat militarii și au fost șterse date și backup-uri de pe foarte multe sisteme informatice. Da, vreau să vă mai întreb, pentru că tot am vorbit despre o posibilă anchetă care să-l vizeze pe Putin. Hackerii ar putea ataca de asemenea site-ul și sistemele acestor instituții, tribunalului de la Haga, de exemplu. Cum să nu? Au fost atacate în timpul COVID-ului, au fost atacate instituțiile de research and development, aceste ale Pfizer, ale companiilor din zona pharma, unde au fost extrase rețetele vaccinului pentru COVID. Deci absolut orice sisteme. Păi și ar putea fi compromis, domnule procuror, că nu știu dacă nu. Se lucrează doar pot fi atacate digital. Cele în formă electronică. Numai că dosarele care merg la tribunalul internațional cuprind planșe fotografice, expertize, casete, video. Casete, video, tot felul de obiecte. E complicat. Adică se face un dosar și fizic, așa cum îl făceați dumneavoastră pe vreme, că nu era atâta digital. Știți ce mă uimea când ascultam pe domnul Dumitru vorbind despre aceste surse, aceste softuri surse? Noi am avut nevoie de acest conflict militar ca să aflăm cu adevărat ce înseamnă Ucraina cu adevărat. Până acum știam că e o țară mare, o vedeam pe hartă, ca suprafață. Aflăm acum că este de două ori mai, populația e de două ori mai numeroasă decât era România în acmeul ei. Când aveam 22 de milioane de locuitori, Ucraina are 44 de milioane. Aflăm pe urmă că este o țară extraordinar de bogată natural, resurse naturale, extraordinare. Pe partea estică. Și mai ales spre o parte, poate puteți să o grânarea Europei. Da. De acord, pe urmă, o țară extraordinar de dotată. Da, să punem și harta cu resursele. Industrial, are industrie, are câteva centrale nucleare, are 15. Deci este uluitor cât de dezvoltată. Te duci pe partea asta, nu azi zic, marile porturi, Odessa, Sochi, astea. Pe urmă, bazinele carbonifere și tot este de o bogăție incredibilă. Și acum aflăm că are foarte multe, una din cinci firme de IT americane au externalizare în Ucraina. Vă dați seama și ce țară. Și sunt patrioți, luptă pentru țara lor, n-au evadat, da, cum da. S-ar fi gândit toată lumea, da? Luptă acolo, își dau viața pentru. Dacă încep să înțeleg, că de la o zi la alta mă uimesc, de la o zi la alta aflu lucruri noi despre această țară. Încep să înțeleg ce durere a fost pentru ruși când au pierdut-o. Pentru sovietici aia, care au devenit, mă rog, Federație Rusă. Da, și au și câmpuri foarte fertile, nu-i așa? Exportau foarte multe cereale. E al cincilea grânar al lumii, ca export. Exact. Al cincilea exportator de cereale. Da, haideți să ne mai uităm puțin pe această hartă. Domnule colonel, Republica Federală din vestul Ucrainei ar putea să fie controlată în continuare de Zelenski? Ar putea să-l accepte Putin să rămână acolo?
Aici aș vrea să fim prudenți față de ce a dat serviciul de securitate ucrainean, cum trebuie să fim prudenți și față de ce e de Moscova. Că uneori informațiile nu se confirmă în teren. Sigur, e o chestiune care sensibilizează pe toți ucrainienii, care nu acceptă niciunul dintre ei federalizarea statului ucrainean. Probabil, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat pe hartă, unde înaintează, încet, dar înaintează trupele, era să zic armatei roșii și nu greșeam, adică armata rusă, că au aceleași obiceiuri, se va ajunge la Nipru. Și atunci cei care au prezis că, iată, tot teritoriul dintre Nipru și granița de est a Ucrainei devine o formulă de administrare favorabilă Moscovei. Numai că Putin nu se va opri aici. Cei care spun că nu au forță, nu vă supărați, 200.000 de militari cât au fost introduși în această operațiune din Ucraina, nu reprezintă decât, dacă vreți, o parte din cei 900.000 de militari activi și unii dintre ei foarte bine instruiți. Pe mine, ca român, mă îngrijorează ce se va întâmpla după ce, într-o formă sau alta, se soluționează Ucraina. Am zis într-o formă sau alta. Pentru că Republica Moldova, în momentul de față, este singură. Are parte de declarații încurajatoare de la București, are parte de îndemnuri de luat în seamă de la Statele Unite ale Americii, dar n-are statut de membru NATO. Da, trebuie să renunțe urgent la Transnistria și să adere la Uniunea Europeană și la NATO? Ar fi scăpat Maia Sandu, Maia Sandu nu poate încălca Constituția, unde spune clar că Transnistria este parte a Republicii Moldova. La ONU se recunoaște componența Republicii Moldova în granițele pe care le știm. Deci aceste speculații că se cedează Transnistria, se acceptă. Și apoi mai e și un element... Păi ar putea fi o soluție, domnule colonel. Păi stai, să îți ia Rusia, să luăm ipoteza dumneavoastră, Moldova. Să luăm ipoteza, cu schimbarea Constituției. Să luăm ipoteza dumneavoastră, dar pasul 2, după ce Transnistria, ipotetic, i s-ar recunoaște independența ca să nu intre rușii în această zonă, își va declara independența Găgăuzia, care are în spate Turcia. Vă dați seama de principiul dominoului? Deci aici nu e de cedat, aici e de apărat. Da, vă rog, doamna Dumitru. În ceea ce a spus și domnul colonel, sunt în asentimentul dânsului când spune să dăm dovadă de prudență. Am trimis în regie un filmuleț ca să putem să evidențiem cât de ușor poate fi manipulat prin platformele de social media și tot ce înseamnă tehnologie și zona asta de digitalizare. V-am trimis un filmuleț pe care îl vedeți acum, unde puteți să vedeți cât de ușor se poate simula pe calculator o anumită acțiune. Deci, într-adevăr, cum a spus și domnul colonel, prudență. Și există un termen pe care noi în zona noastră de securitate cibernetică îl folosim, cred, dar verific. Da, dar pe de altă parte, această informație venită de la Serviciul Ucrainean de Securitate ar trebui să o punem de asemenea sub semnul întrebării, care vine cu o informație foarte interesantă, că Rusia ar fi plănuit această republică federală în vestul Ucrainei. Să punem și asta sub și site-urile lor ar putea să fie bine. Ne-ați spus absolut, mai da. Devreme, da. Cum funcționează o astfel un astfel de atac cibernetic? Se sparg site-uri care au un trafic foarte mare și se realizează două lucruri. Unu, sunt infectate cu virus sofisticat, cu malware sofisticat, astfel încât și unul din atacurile din cele 15 atacuri cibernetice răsunătoare atribuite Rusiei, exact așa a funcționat. Au fost sparte site-urile, unele site-uri instituționale au fost infectate cu anumiți viruși, unde se știa că cei care lucrează în instituțiile, diplomații și așa mai departe, accesează frecvent aceste site-uri și ei au fost infectați. Se numește watering hole, este un anumit tip de atac. Și, deci știu ce site-uri accesezi tu ca și individ, infectezi site-ul respectiv pentru că există vulnerabilități în absolut toate site-urile. Fac o paranteză, în 15, aproape de fapt 17 ani de activitate, vreau să vă spun că nu am găsit niciun sistem informatic care să nu prezinte vulnerabilități critice. Niciunul. Și am efectuat peste 2500 de audituri de securitate la infrastructuri de diverse, în diverse industrii, inclusiv guvernamentale, toate prezintă vulnerabilități. Am închis paranteza. Deci spuneam că sunt infectate. O altă tipologie este că aceste site-uri cu trafic foarte
state Male sunt sparte, se trece de măsurile de securitate și se publică în arhivă sau în niște articole care nu sunt de actualitate din ziua respectivă, se publică niște știri. Acele știri apoi de pe mail-uri false sunt trimise cu link-ul respectiv către alte publicații mai mici, care sunt dornice de exclusivitate, dornice de breaking news, da, și se rostogolește acest... Și când este falsă. Citată o sursă care este credibilă, dar fără să se cunoască faptul că acea sursă a fost manipulată, a fost spart site-ul respectiv. Deci în războiul informațional există foarte multe fațete și foarte multe metode prin care se poate... Și de aceasta, asta este o întrebare. Vă rog. Îmi îngăduiți. Vă rog. E scurtă. De ce credeți că atunci când s-a decis la Moscova o atacare a sistemului cibernetic ucrainean, nu s-a acționat cu toată forța și au fost mai degrabă atacuri simbolice? E posibil acest tip de atac să fi fost limitat, adică să nu se fi reușit să se ajungă atât de departe cât s-a dorit, pentru că există ceea ce se numește centre de securitate, de operaționale, de security operation centers, în care se monitorizează, la fel cum sunt și la centralele nucleare, se monitorizează toate aceste amenințări care după aia devin incidente de securitate și se tratează ca atare. Probabil aceste centre de monitorizare au sesizat aceste atacuri și le-au oprit. Dar au fost atacuri, cum a fost Taxnet, care a fost un atac atribuit aparent Israelului și a fost atacată o centrală nucleară din Iran, unde printr-un virus extrem de sofisticat, introdus printr-un stick de memorie, atenție, da, deci există mai multe metode, infiltrat un stick de memorie în rețeaua internă, a afectat răcitoarele. Bun. Voiam înainte de pauza de publicitate să vedem o reacție pe care a dat-o Klaus Iohannis astăzi. A fost la centru de refugiați, la Siret, la Vama Siret. O să vorbim după pauza de publicitate despre această criză umanitară extraordinară care e în desfășurare, pentru că e așteptat, dacă războiul continuă, să plece alte sute de mii, milioane de oameni din Ucraina. Haideți să vedem ce a zis despre Republica Moldova. A fost întrebat de către reporteri, apropo de discuția noastră de mai devreme cu ce se întâmplă în Transnistria. Noi pornim de la scenariul în care acest conflict nu se va extinde. NATO nu va fi implicată în acest conflict militar și nici România nu va fi implicată în acest conflict. Rolul nostru pe care îl vedem este cel pe care l-am descris. Ajutăm pe cei care se refugiază, vom ajuta și pe cei care rămân în Ucraina, iar cu Moldova suntem într-o relație foarte strânsă și suntem hotărâți ca în situația în care umanitar este nevoie de ajutor să intervenim și acolo. Nu avem acum date care să arate un scenariu că Moldova ar fi amenințată. Președintele Klaus Iohannis a reiterat ideea că România este acum mai protejată ca oricând, iar românii nu trebuie să se teamă de un conflict pe teritoriul țării noastre. Noi nu calculăm acum un scenariu în care România să fie implicată în conflict sau să fie amenințată. Eu pot să spun un lucru simplu. Aici, în România, suntem acasă, asta este țara noastră și aici rămânem. Nu credem că se va extinde conflictul. Pe de altă parte, este foarte clar că aici avem un agresor care este Rusia și noi trebuie să facem tot ce trebuie pentru a ne proteja și a asigura o defensivă pentru statele noastre și în acest sens, da, este de dorit și este destul de probabil să vină forțe din NATO mai aproape de flancul estic. Domnule profesor Borțun, deci dacă va fi nevoie din punct de vedere umanitar, ajutăm că sunt frații noștri, altfel nu avem cum. În Republica Moldova. Eu am vorbit și astăzi și ieri și alaltă ieri cu oameni care au fost acolo și care au
contribuit la primirea acestor oameni nefericiți, plecați de la casele lor. Unii erau cu bagaj de mână cât au putut să ia. Îmi spunea cineva care a venit cu o familie de 5 persoane, dintre care 2 copilași, 2 fetițe, le-a dus cu mașina până la București. Fetițele erau cu pijama pus sub ele. Adică, pur și simplu... Le-au luat din pat. Luate din pat și dus, hai să ne luăm lumea în cap. Deci, este o tragedie umanitară, dar vreau să spun în contextul discuției pe care o avem aici, că aceste imagini și ele fac parte din război. Pe de o parte, le putem trata ca pe imagini autonome în sine, sunt demersuri jurnalistice despre un eveniment tragic, umanitar, dar pe de altă parte, face parte din ceea ce numim război imagologic, războiul imaginilor. Și vreau să spun pentru cei care ne urmăresc, pentru că se aud atâtea expresii astăzi cu războiul hibrid, războiul informațional, războiul imagologic, războiul semiotic și așa mai. Războiul informațional e vechi. De când lumea? Moise când a ajuns cu poporul lui Israel la Iordan, când să intre în țara promisă, în Canaan, a trimis niște scoade. Ăștia sunt cercetași de astăzi, în termeni militari. Sunt spioni. Că să aducă informații, cum e acolo, putem intra sau nu. Deci de mii de ani, de peste 2000 de ani, există război informațional. Spionajul asta înseamnă informație contra informație. La un moment dat s-a intrat pe suport cibernetic. Războiul cibernetic este un război care atacă infrastructura tehnică a informațiilor, a schimbului de informații. Pe urmă s-a intrat în epoca, în așa zisă civilizația imaginii. Trăim în plină civilizația imaginii de câteva decenii. Devine război imagologic pentru că noi trimitem niște imagini din Ucraina, dar rușii primesc alte imagini, tot din Ucraina. Și apare un război al semnificațiilor. Ori aceasta duce la un moment dat la un război al interpretărilor. Pentru că noi dăm o interpretare evenimentelor, ceilalți dau alte interpretări. Mă întreb, în Rusia, cum interpretează aceste imagini? Pentru că oricum le-ai prezenta, se văd niște oameni care fug de undeva. De bine, nu cred că fuge nimeni. Păi nu, așa. Imaginea asta n-ajung acolo, doamne. N-ajung. Deci nu ajung, să fie clar. Că mă e filtru, că nu. Ce-ar putea să mai inventeze? Să duc alte imagini care arată victoria sau avansul victorios al armatei ruse împotriva naziștilor și drogaților care au pus una pe putere la Kiev. Deci, întotdeauna ai o anumită interpretare și imaginile servesc această interpretare. Și în plus, există aceste platforme de social media care, practic, fiecare persoană care posedă un telefon și o conexiune la internet este corespondent de război. Și, exact. Și viteza de viralizare și viteza... Niciodată n-a existat acest smartphone la purtător. Chiar. Această deci, armă. Mass media există de când au apărut direct, radioul. Dar media, aceste new media, cum se numesc, de la internet încoace, s-a ajuns la mijloc de... Da, nu mai funcționează în Rusia. Le-au oprit cei de acolo, autoritățile ruse. Și Facebook și Twitter, înțeleg. Da, nu da, se mai informează. Da, sunt și alte surse de informare, nu mai Facebook și Twitter. Da, din punctul ăsta de vedere, tinerii, deci generația tânără, este bine informată în Rusia. Da. Problema este cu seniorii, care au rămas cu nostalgia epocii sovietice. Citeam astăzi un articol că seniorii, unii dintre ei, nu-și cred proprii copii, care spun că sunt în Ucraina, într-un oraș, în X oraș, sunt bombardamente și ei spuneau, stai liniștită, că nu bombardează rușii, se bombardează ucrainienii între ei. Nu pentru că ei se uită la televizor. Deci de generația... mai degrabă cred propaganda da, decât proprii copii. Bineînțeles, pentru că propaganda asta are o continuitate. E veche. Da, haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate și apoi, domnule procuror, să ne explicați catastrofa aceasta umanitară. Cine răspunde pentru această catastrofă? Dacă se poate face un dosar, dacă pot fi trași la răspundere acești oameni care au declanșat o asemenea nenorocire pentru acești oameni care au plecat cu copilașii fără de niciunele unde au văzut cu ochii.
Despre catastrofa umanitară din Ucraina discutăm, doamnelor și domnilor. Peste 1 milion de oameni ar fi plecat deja din casele lor din cauza războiului. Peste 200.000 ar fi ajuns și în România, dar vă spuneam și aseară că cei mai mulți dintre ei pleacă spre vestul Europei. Sigur că va trebui să existe o răspundere, domnule procuror, și din acest punct de vedere. E o dramă incredibilă. Oameni care, familii despărțite, bărbații au rămas în Ucraina să lupte, femeile au ajuns cu copii mici, am văzut copii născuți prin subsoluri, am văzut spitale de oncologie lovite în Ucraina. Cine răspunde pentru această catastrofă umanitară? Atacatorii, în primul rând, atacatorii ruși. Observăm că nu este vorba de drama 10 oameni, 100 de oameni, 1000 de oameni. E vorba de drama peste 1 milion de oameni. Iar cei care au ajuns la frontierele noastre sunt în principal femeile și copiii. Un element care face parte din infracțiunile acestea de război este și violul. Rușii sunt recunoscuți pentru atacurile asupra femeilor. De exemplu, în al doilea război mondial, numai în Germania au violat peste 1 milion de femei. Dar și acum sunt acuzații, ministrul de externe Kuleba a spus că au fost orașe în care rușii au violat femei. Deci violul. Avem de a face cu jefuirea magazinelor și a băncilor. Nu se mai face aprovizionarea populației și îi pleacă din Ucraina și pentru că nu pot supraviețui fără... Majoritatea stau la bloc. Dacă au fost jefuite magazinele, nu se mai face aprovizionarea, atunci au plecat de acasă. Deci teama de moarte, teama de viol, teama de foamete, toate acestea i-au determinat să plece. De asta sunt sancționați pentru că la infracțiunile astea de război, pentru că această represiune, dacă vreți, face din aceste peste 1 milion de persoane sau pentru toată populația Ucrainei putem vorbi că este victimă a unui agresor și că aceste, de ce intră la crime împotriva umanității? Pentru că ei sunt victime ale, au căzut sub puterea adversarului politic. Nu este vorba de infracțiuni de drept comun. Sunt crime împotriva umanității ceea ce se întâmplă acum în Ucraina. Și pentru asta se răspunde penal. Deci aici da, nu există ieșire. Asta cu condiția să meargă cu ancheta până la final. Până una alta, domnule profesor Borțun, o să plătească sau o să suporte economic statele unde oamenii aceștia vor da năvală, pentru că vor fi milioane, se duc în Germania, se duc în Franța, trebuie asimilați. Bine, e o diferență între refugiații ucrainieni și refugiații sirieni. Se vor adapta mult mai bine, dar sunt niște eforturi foarte mari și țările acestea au bănuiesc o limită de capacitatea de primire și de asimilare. Pot absorbi până la urmă? Da. Ei vor plăti. Se vor înregistra schimbări mari, fără precedent, în toată Europa. În toată Europa și pe toate nivelurile de organizare socială, de la nivel economic până la nivel cultural. Vor fi, pentru că un astfel de val nu e un val, e o viitură demografică. În câteva zile, deci da. A venit în 10 zile... O viitură demografică și culturală până la urmă, că veți vedea că vor apărea probleme de resocializare, de inculturație, de integrare culturală a celor veniți brusc, mulți dintr-o dată, în culturile țărilor primitoare. Da, domnule colonel, ministrul ucrainian al afacerilor externe, domnul Kuleba, a afirmat astăzi că insistă ca dosarul de aderare al Ucrainei la Uniunea Europeană să fie analizat individual cât mai curând posibil. Și Republica Moldova, să spunem asta, a făcut o cerere de aderare la UE. În aceste condiții se pune problema de aderare la UE? Sau ar trebui așteptat finalizarea acestei operațiuni militare? Este o declarație politică, dar Uniunea Europeană își va respecta standardele, etapizările, perioadele adecvate. Este însă un semnal pe care Kievul îl arată Moscovei. Vrem spre vest, nu vrem spre est. Mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru prezență. S-a terminat, din păcate, emisiunea. Mai aveam multe de discutat. Rămâneți pe B1 TV, urmează știrile. O noapte liniștită.